Toate făgăduințele divine sunt condiționate, să nu credeți minciuna pe care o propagă unii, că există ceva necondiționat în Dumnezeu. Toate legămintele Lui, inclusiv dragostea Lui, este condiționată. Că dacă n-ar fi condiționată, s-ar duce toți oamenii în rai, n-ar exista iad. Or, noi știm, marea majoritate a oamenilor care au trăit sau care trăiesc pe pământ, datorită refuzului lor de a accepta prin pocăință Evanghelia, vor ajunge în iad. Asta este o realitate incontestabilă. Este o realitate prezentată clar de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că orice promisiune, orice ofertă divină are în sine o clauză, o condiție care începe cu dacă o țineți așa, după cum v-am propovăduit-o, altfel, degeaba ați crezut. Este o moștenire care nu poate fi înstrăinată, care nu poate fi ciuntită, care nu poate fi amendată. Este o moștenire care a traversat secolele și a rămas la fel, dar pe care oamenii au mutilat-o. Foarte mulți întreabă, dar și creștinismul s-a împărțit în sute de nuanțe. Nu să mai știm noi care este creștinismul adevărat. Și la urma urmei, de ce s-a divizat în halul ăsta? Puneți, vă rog, înapoi 1 Corinteni 15, 1 și 2. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia. Apostolul Pavel spunea în Galateni că nu este o altă Evanghelie, dar dacă cineva vine cu o altă Evanghelie, un înger să fie, el însuși să fi fost, să fie anatema. Se așează sub blestem. Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas sau ar fi trebuit să rămâneți și prin care sunteți mântuiți, dar numai dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. De ce există atâtea denominații? Pentru că oamenii n-au ținut Evanghelia așa cum au primit-o. După o vreme, s-a dezvoltat un ritual cu nuanțe de păgânism. Oamenii au crezut că dacă își fac un semn al crucii pe lângă biserică, asta îi curăță de păcate? Sau e un fel de închinare înaintea lui Dumnezeu? Nebiblic, nu e parte din Evanghelie. Alții au crezut că dacă dau de mâncare pentru morți și fac parastase, îi scot din purgatoriul, îi scot din chin și îi bagă în locurile cu verdeață. Toate aceste artificii sunt artificii care mutilează credința și Evanghelia. Sunt oameni care degeaba au crezut pentru că au renunțat la cuvântul curat și sfânt al Evangheliei. De-aia există multe denominații. Unora li s-a părut prea greu să mai stăruiască și să mai ceară botezul cu Duhul Sfânt. Unii au pus sub semnul întrebării botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în limbi și darurile spirituale și a apărut nuanța cesaționistă. Alții s-au săturat să lupte viața de credință în fiecare zi, prin ispite, prin provocări. Și au spus, dar de ce să nu ne dea Dumnezeu o mântuire care să nu se poată pierde? Și prin calvinism și nuanțele lui moderne, sunt oameni care cred că își pot face de cap și dacă Dumnezeu i-a rânduit la rai, de voie, de nevoie, n-au încotro și vor ajunge acolo.
toate aceste erezii, toate aceste falsuri au apărut datorită îndărădniciei oamenilor de a păstra credința așa cum au primit-o, de a păstra moștenirea între granițele originale. Văd foarte mulți tineri în acest sanctuar. Să știți că vă iubim, să știți că vă prețuim. Platformele sunt pline de voi, sunt făcute pentru voi. Să cântați, să-L lăudați pe Dumnezeu. Dar aș vrea să vă pun o întrebare. Pentru că Petru spunea cei tineri să fie supuși celor bătrâni. Cine stabilește regulile și principiile pentru generația ta? Răspunsul cuvântului lui Dumnezeu este generația de dinainte. Într-o zi tu vei deveni acea generație și tu vei da ca moștenire principiile celor care vin după tine. Datoria fiecărei generații este să primească adevărul original de la generația de dinainte, nealterat, neschimbat, neamendat, să-l păstreze cu strictețe și cu sfințenie și să-l dea mai departe așa cum l-a primit. Vă aduc aminte ce îi spunea Pavel lui Timotei, găsește oameni de încredere, oameni care nu se compromit, oameni care mai bine mor decât să schimbe adevărul lui Dumnezeu în nelegiuire. Acelora să le încredințezi, ca mai departe ei să-L încredințeze la alții de aceeași teapă cu ei și tot așa. Credința penticostală. Și nu mă refer neapărat la instituție, mă refer la credință. Nu a apărut acum 100 de ani. A fost reînviată acum 100 de ani în țara noastră. Dar ea este o credință care merge până la crucea Domnului Iisus Hristos, până în odaia de sus. Pentru că aici găsim credința originală, dragii mei, tot ce găsiți aici trăiți, tot ce nu găsiți aici dați la o parte. Pentru că doar în cuvântul lui Dumnezeu este adevărata credință. Atenție la moștenirea credinței. Am vorbit despre principiul credinței. Credința trebuie păstrată la fel. Nu umblă fiecare cu manualul lui de buzunar. Nu modificăm credința doar pentru că copiii noștri o refuză. Și decât să rupem relația cu ei și să apară ruptura și separarea, de dragul nimănui nu trebuie modificată credința. De dragul nimănui.